Am ajuns în capitolul 6 și a venit ziua mâniei mielului. Și locuitorii pământului pun o întrebare: cine poate sta în picioare? Dacă intrați pe Google și dați doar câteva date, 2012, 2029, 2036, veți vedea tot felul de scenarii de sfârșit de istorie. Și din perspectiva oamenilor de știință sunt plauzibile. Ceea ce nu se discută în niciuna din aceste scenarii este că extinția vieții oamenilor de pe pământ nu-i sfârșitul. Sfârșitul este scaunul de judecată al lui Dumnezeu. Scriptura spune omului: dați să moară o singură dată, după care vine judecata. Indiferent cum moare, moare de un asteroid care se prăbușește pe pământ, de un tsunami care mătură orașele sau moare de moarte bună în pat, viața nu se termină la moarte, ci va fi o judecată. Cine poate sta în picioare, strigă locuitorii pământului când îl văd pe miel venind pe norul cerului? Răspunsul vine în capitolul 7. Vor sta în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului doar aceia care și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Și eu și tu vom sta la judecată. Dar nu știu dacă vom sta cu fețele la pământ, așteptând verdictul, pedeapsa, sau vom sta bucuroși înaintea celui ce ne-a mântuit. Și lucrul acesta îl hotărăști acum și aici. Uitați-vă încă o dată la cartea Apocalipsa, cu cele 22 de capitole ale ei. Capitolul 1 este un capitol introductiv și după două introduceri scurte, Ioan îl prezintă pe omul îmbrăcat în haina de in în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Și omul acesta, care nu e altcineva decât Hristos cel înviat și glorificat, dictează lui Ioan șapte scrisori și el scrie bisericii din Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes și Filadelfia. Dar scrisorile, deși sunt scurte și la obiect, Domnul Iisus cântărește situația fiecarei biserici, sunt într-un fel completate cu tot ce urmează din capitolul 4 la 22. Duminica trecută am stat în capitolele 4 și 5, am văzut o ușă deschizându-se în cer, Ioan invitat în sala tronului și am văzut veșnicia, dragii mei, întinzându-se peste întreaga istorie, dintr-un capăt în celălalt al istoriei în care noi trăim. Astăzi, în capitolele 6 la 11, îl vom vedea pe mielul rupând pecețile cărții pe care a luat-o din mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie. După aceste lucruri, m-am uitat și iată că ușa era deschisă în cer. Glasul dintâi, pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis: suie-te aici și îți voi arăta ce are se întâmple după aceste lucruri. Ce are se întâmple după aceste lucruri? Se rup șapte peceți, sună șapte trâmbițe și se varsă șapte potire. Și cele șapte potire poartă ultimele pedepse ale lui Dumnezeu. Dar ce sunt pecețile, trâmbițele, potirele, ce reprezintă ele? Foarte mulți oameni caută în viitor și în stele și la astronomi și astrologi codul cărții Apocalipsa. Cred că, ca și cu orice altă carte din Biblie, înțelegerea ei este posibilă doar în lumina Vechiului Testament. Codul Apocalipsei este în cărțile Vechiului Testament. Cartea are 404 versete și 278 din ele conțin una sau mai multe aluzii sau referiri la Vechiul Testament. Și asta vom face astăzi. Vom deschide Vechiul Testament să vedem cum dezleagă Vechiul Testament înțelesul peceților din capitolul 6 și lucrurile sau evenimentele din capitolul 7. În primul rând, aș pleca de la un principiu universal valabil pe care Pavel, în Evanghelia lui Hristos, îl așează înaintea tuturor oamenilor. Roman, capitolul 1, versetul 18. După aceea m-aș întoarce în Genesa, capitolul 3. În Roman 1, 18, avem un principiu, principiul revărsării mâniei lui Dumnezeu împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și a oricăror nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Dar, dragii mei, necinstirea lui Dumnezeu și nelegiuirea nu începe la sfârșitul istoriei, ci a început
în zorile istoriei, în grădina Eden, prin ascultarea primilor oameni. Și acolo a rostit Dumnezeu cuvânt de blestem, de pedeapsă peste pământ. Și această pedeapsă, ca un val, străbate întreaga istorie. Noi trăim în mijlocul acestei istorii. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, după asemănarea sa. L-a așezat în prezența lui, stătea de vorbă cu el în răcoarea zilei. Și textul continuă: în adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Deci cade pedeapsa lui Dumnezeu peste oameni și istorie din pricina faptului că au necinstit pe Dumnezeu și au întins mâna în neascultare, au comis nelegiuirea. A necinsti pe Dumnezeu înseamnă a gândi rău despre El. A, Dumnezeu nu vrea să luați din pomul cunoștinței binelui și răului ca să nu fiți ca El. Iar nelegiuirea este mâna aceea întinsă care rupt din fructul oprit și a dat și bărbatului ei. Deci principiul acesta guvernează întreaga istorie. Nu contează unde te afli în ea, nu contează cine ești. Dacă necinstești pe Dumnezeu și dacă comiți nelegiuirea, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva ta. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Dar veniți cu mine la începutul istoriei, în grădina Eden, acolo unde a început necinstirea, acolo unde a început practic nelegiuirea oamenilor. Capitolul 3 din Genesa ne spune că șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia răspund șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el. Atunci șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este un mincinos. Nu e adevărat ce a zis. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Nu doar că Dumnezeu este un mincinos, este și un rău. Unul care vă ține sub o pincă. Unul care nu vrea să vă lase să vă emancipați. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit și de dorit să deschidă cuiva mintea. A luat, deci, din rodul lui și a mâncat și a dat și bărbatului ei care era lângă ea. Necinstire, gândire rea despre Dumnezeu și nelegiuire, călcarea poruncii lui Dumnezeu. În mod normal, nu putea să urmeze decât împlinirea ceea ce a spus Dumnezeu, judecată și pedeapsă. În această rostire de blestem, această judecată și pedeapsă, își au originea pecețile care se rup în capitolul 6 din Apocalipsa. În primul rând, în capitolul 3, versetul 15, în pedeapsa rostită asupra șarpelui, își are originea pecetea întâia, a doua și a cincea. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Este un cuvânt de blestem, de judecată asupra șarpelui, dar este un cuvânt de biruință și de nădejde pentru întreaga omenire. Un cuvânt de biruință în care capul șarpelui care a dus păcatul în lume va fi zdrobit, deși prețul pe care omenirea va plăti și în mod special reprezentantul ei, Domnul Iisus Hristos, este evident, îi vei zdrobi călcâiul, spune el. Când a rupt mielul pecetea întâia, cea dintâi din cele șapte peceți am auzit pe una din cele patru făpturi vii vorbind cu glasul de tunet: vino! Și Cornilescu mai adaugă: și vezi. Vino și vezi. Dacă textul ar fi așa cum îl avem noi în Scriptură, vino și vezi, înseamnă că una din cele patru făpturi vii care sunt, țin de tronul lui Dumnezeu, l-ar fi invitat pe Ioan ca să asiste dinpreună cu el la ceva. Tronul lui Dumnezeu nu asistă la desfășurarea evenimentelor din istorie. Tronul lui Dumnezeu le poruncește în existență.
Nu există nimica fără știrea Lui, nu se întâmplă nimica fără știrea Lui. De aceea textul corect și cele mai bune manuscrise se limitează doar la atâta. Am auzit una din cele patru făpturi vii zicând cu glas de tunet, vino! Ioan era acolo și amândoi privesc cum la porunca tronului ceresc apare primul cal. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc, i s-a dat o cunună, a pornit biruitor, deci era deja biruitor și a pornit să biruiască. Să biruiască. Câteva întrebări aș vrea să ridic. Ce reprezintă cartea care îi rupe pe cețile, mielul care părea junghiat? Pe cine cheamă făptura vie? Vino! Când i s-a dat primului călăreț cununa? Cum adică a pornit biruitor ca să biruiască? Întorc înapoi în Apocalipsa, capitolul 5, versetul 1. Apoi am văzut în mâna dreaptă celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Priviți, vă rog, sulul cărții. Nu știu dacă așa a fost, dar pe vremea aceea, pe papirusuri, se scriau legămintele, testamentele și erau pecetluite cu 7 peceți, 7 martori. Abia când erau toți martorii prezenți sau reprezentanții lor legali, se rupeau pecețile. În mod normal, trebuie să rup pecetea întâia, a doua, a treia, a cincea, a șasea și abia când se rupe pecetea a șaptea, se deschide sulul. Și probabil că la fel se întâmplă și în cazul nostru. Dar ce să fie scris în acest sul? Era scris ceva important și mult, pentru că era scris și pe dinăuntru și pe din afară. Uitați-vă o clipă la cele 3 rânduri de pedepse de câte 7. Avem 7 peceți, 7 trâmbițe și avem 7 potire. Interesant este că după ce se rupe pecetea 6-a, se deschide o paranteză. Și într-un fel este amânată ruperea peceții a 7-a. Din pricina parantezei respective pe care vom citi. Când se rupe pecetea a 7-a, se deschide sulul și toate cele 7 trâmbițe țin practic de pecetea a 7-a. Practic pecetea a 7-a aduce sfârșitul și sfârșitul acesta avem sunetele trâmbițelor. Apoi se intercalează capitolele 12 la 14, din nou se revine asupra istoriei. Și în ultimul rând sunt trimiși cei 7 îngeri cu cele 7 potire, cu ultimele urgii ale lui Dumnezeu. Astăzi vom sta pe primul rând, pe ruperea primelor 6 peceți. Pecetea 7-a se rupe abia în capitolul 8. Uitați-vă o clipă la imaginea pe care a zugrăvit-o Ioan în capitolul 5. Cineva ședea pe scaunul de domnie, de când ședea, probabil din veșnicie, și avea în mâna dreaptă sulul cărții. De când îl avea? De când l-a alcătuit în sine însuși. Avea sulul cărții. La strigarea îngerului puternic, cine este vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cețile? Ioan spune, nu s-a găsit nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. Deci întreaga realitate, în ceruri, pe pământ, sub pământ, nu era nimeni la ora aceea vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cețile. În tăcerea care s-a lăsat în ceruri, Ioan spune, am plâns mult, cât este mult în veșnicie, nu știm. Dar a fost o așteptare, ne sugerează textul. Și în tăcerea asta care s-a lăsat, s-a ridicat Fiul lui Dumnezeu, a dezbrăcat slava lui, a luat un chip de om și în felul acesta s-a învrednicit să ia cartea din mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie. Da? Fiul lui Dumnezeu s-a pregătit pentru junghiere înainte de întemerea lumii. Și este important să înțelegem că în capitolele 4 și 5 suntem într-o altă dimensiune în care trecutul, prezentul și viitorul sunt adunate peste olaltă înaintea lui Dumnezeu, sunt un continuu prezent. Și de aceea imaginile se adună peste tot într-o singură imagine, pentru că nu suntem pe pământ în curgerea timpului, ci suntem în afara acestei realități în care trăim noi. Ascultați textul din Apocalipsa 13 cu 8. Toți locuitorii pământului îi se vor închina fiarei. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemerea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Sau dacă aș traduce mai precis textul, el ar suna așa. Toți aceia care
al căror nume n-a fost scris în cartea vieții mielului, care a fost junghiat de la întemeierea lumii. Dați-mi voie să iau alte texte din Biblie să vedeți că toate acestea s-au întâmplat înainte ca Dumnezeu să fi zis să fie lumină. Versetul 18 la 20 din 1 Petru. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, care a fost cunoscut, deci ca miel, a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru noi. Deci mielul sau Fiul lui Dumnezeu a dezbrăcat slava și a îmbrăcat haina de om, haina de miel a lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii înainte de întemeierea lumii. Veniți cu mine și în Efeseni, capitolul 1, versetul 4. În El, Dumnezeu ne-a ales, în El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Deci avem întemeierea lumii și Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Dar ne-a ales să fim sfinți după ce, cu alte cuvinte, înainte de alegerea noastră trebuie să se întâmple ceva. După ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei sale, în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Aș vrea să priviți împreună cu mine imaginea care urmează. Aveți întemeierea lumii, punctul acela galben. Înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu ne-a ales. Ca să ne aleagă, a trebuit mai întâi să ne înfieze. Ca să ne poată înfia, a trebuit mai întâi să ne răscumpere, să ne ierte. Ca să ne poată răscumpăra și ierta de păcatele noastre, Fiul lui Dumnezeu a trebuit mai întâi să dezbrace slava Lui, să îmbrace chip de om, haine de miel junghiat. Înainte de întemeierea lumii. Ca Fiul lui Dumnezeu să poată să spună, iată-mă în sulul cărții, este scris despre mine, sulul cărții trebuia să existe. Și acest sul al cărții este sulul care conține veșnicele planuri ale lui Dumnezeu. Observați, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Deci lucrarea era terminată, junghierea în planurile Tatălui era deja o realitate. Pentru ca El să poată să facă alegerea noastră, înfierea noastră, răscumpărarea și iertarea noastră, acceptarea Fiului lui Dumnezeu să devină mielul lui Dumnezeu, este un punct crucial, este un punct de biruință în veșnicia trecută înainte de întemeierea lumii. Așadar, cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie conține planurile eterne ale lui Dumnezeu, trecutul, prezentul și viitorul. Cu un cuvânt, tot. Ascultați-l pe Pavel, continuându-și textul din primul capitol din Efeseni. Dumnezeu a binevoit să descopere taina voiei sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ. Există o taină a voiei lui Dumnezeu, înscrisă în sulul cărții, și acest sul al cărții a așteptat împlinirea vremii, venirea Domnului Iisus Hristos, ca planurile lui Dumnezeu să poată fi împlinite. Dacă aș încerca să adun lucrurile în baza hotărârii Fiului lui Dumnezeu din veșnicii, Fiului omului din Daniel capitolul 7 i s-a dat o cunună. O cunună și o însărcinare să așeze pe pământ o împărăție veșnică. În baza acestei hotărâri, Dumnezeu în Genesa capitolul 3 a rostit un cuvânt de biruință peste întreaga istorie, iar Hristos a pornit biruitor să biruiască, ca sămânța femeii, plecând din Eva și călătorind de-a lungul istoriei până a ajuns pe calvar și a zdrobit într-un fel capul șarpelui, el dezbrăcat de puterea lui. Uitați-vă la profeția lui Daniel.
M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrân de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat. Foarte mulți spun, nu, călărețul de pe calul alb nu poate fi Hristos. El este guvernatorul universului, lui nu trebuie să îi se dea o cunună. Uitați-vă la ce spune textul, nu uitați, suntem în ceruri, toate imaginile se adună peste o altă. I s-a dat stăpânire, slavă, putere împărătească. Aș putea spune cu un cuvânt, i s-a dat o cunună? Da, împărații poartă o cunună. I s-a dat stăpânire, slavă, putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, nu va trece nici de cum. Împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Nici nu mă mir că a pornit biruitor și să biruiască. Împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. El va avea ultimul cuvânt în istorie. Deci în Geneza 3 cu 15 am auzit cuvântul de biruință rostit de Dumnezeu. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Ia-ți va zdrobi capul. Dar tot aici, în această rostire, își au originile pecetea a doua și a cincea, nu doar pecetea a întâia. Când a rupt mielul pecetea a doua, am auzit pe a doua făptură vie zicând, vino! Și s-a arătat un cal roș. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se junghie unii pe alții și s-a dat o sabie mare. Mă întorc înapoi în Genesa, în momentul judecății. Ascultați-L pe Dumnezeu vorbind, rostind cuvânt de judecată asupra șarpelui. Vrășmășie, tensiune, ostilitate, luptă. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta, sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, dar tu îi vei zdrobi călcâiul. Cu alte cuvinte, toată istoria este guvernată de această tensiune dintre sămânța femeii și sămânța șarpelui. Capitolul 4 din Genesă. Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat? Pentru ce ți s-a posomorât fața? Știți istoria, fiecare a dus daruri înaintea Domnului, Abel a fost primit, Cain a fost respins. Lui Dumnezeu te închin după cerința lui, nu după gândurile tale. Cain n-a ținut cont de lucrul acesta și Dumnezeu i-a respins jertfa. Domnul i-a zis lui Cain, pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa. Dacă faci binele, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haide să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Cine era Cain? Cine era Abel? Erau fii aceiași mame. Aparțineau în schimb la două împărății complet diferite. În 1 Ioan, capitolul 3, versetele 10, avem un comentariu inspirat asupra răspunsului la această întrebare. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului sau a șarpelui. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții, nu cum a fost Cain care era de la cel rău. Observați sămânța șarpelui ridicată împotriva seminței femeii a lui Abel și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Cu alte cuvinte, acea prima crimă, acel al doilea cal sau călăreț, nu s-a oprit. Cai nu stau pe loc, cai aleargă prin istorie. Sunt continuumuri istorice, realități care guvernează, traversează întreaga istorie. Și de aceea Ioan spune, povestea lui Cain și Abel nu s-a sfârșit. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Veniți un pic la pecetea a cincea. Când a rupt mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră uciși din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră.
Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne, tu care ești sfânt, adevărat, zăbovești să judeci și să răzbun sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și i s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până când se va împlini numărul tovarășilor lor de slujire și a fraților lor, care vor fi omorâți ca și ei. Matei, capitolul 23, 34 la 35. Domnul Iisus vorbește, iată vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omorâ și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiului Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Observați cum cai călătoresc prin istorie și lângă Abel se adună ceilalți care au fost junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Dar nu doar al cincilea, toți caii călătoresc prin istorie. Am văzut principiul în Romani 1 cu 18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Am văzut începutul necinstirii și nelegiuirii și începutul revărsării mâniei lui Dumnezeu în Genesa capitolul 3. Am văzut cuvântul de biruință în 3 cu 15, unde și are rădăcina și pecetea a doua și a cincea. Uitați-vă la Genesa 3, 17 la 19, de unde pornește pecetea a treia. Când a rupt mielul pecetea a treia, am auzit a treia făptură vie zicând, vino! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce stea pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vie am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de orz pentru un leu, dar să nu vatem unde lemnul și vinul. Dacă aș pune în cuvinte generale, tronul lui Dumnezeu a rostit un adevăr simplu, o restricție alimentară, dar care să nu fie atât de severă încât să nu permită vieții să continue pe pământ, să nu vatem cu tare și cu tare lucru, dar redu-te, rog, dacă aș așeza undeva originea acestei peceți, aș așeza în Genesa, capitolul 3, în cuvântul de blestem rostit asupra pământului de către Dumnezeu. Omului i-a zis, fiindcă ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți spusesem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul de grâu și orz, unde lemn și vin pământul, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în țărână, căci din el ai fost luat, că țărână ești și în țărână te vei întoarce. Ce spune Dumnezeu acolo în zorile istoriei, cât va ține istoria? Dumnezeu a închis robinetele, a lăsat să țârâie doar ca să-ți câștigi pâinea în sudoarea feței tale. Dragii mei, nu s-a schimbat nimica. Lucrurile n-au făcut decât să se agraveze în timp, în istorie. Caii aceștia călătoresc în continuare. Pecetea a patra. Când a rupt mielul pecetea a patra, am auzit glasul făpturii vii, celei de-a patra făpturi vii, zicând, vino! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui, verde, gălbui, foarte ciudată culoare. Cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu ea, sau împreună cu el și după el a venit locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucide cu sabia, pe cetea a doua și a cincea, cu foametea, pe cetea a treia, cu molima și cu fiarele pământului. Capitolul 3, versetele 22 la 24 din Genesa. Domnul Dumnezeu a zis,
Iată că omul a ajuns ca unul dintre noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm, dar, ca nu cumva să întindem mâna să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a zis, din țărână ai fost luat și în țărână te vei întoarce. Moartea urma să adune tot ce este al ei. De aceea Domnul Dumnezeu i-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care, care au fost luați. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvim ca să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Dar ce caută fiarele pământului în toată povestea asta? Nu uitați, imediat după aceea, după alungarea din Eden, vine prima ucidere, vin toate relele, vine potopul peste pământ. Noi este salvat într-o corabie. Când iese din corabie, Dumnezeu încheie cu el un legământ. Dar toate lucrurile pe planetă erau schimbate din pricina păcatului. Și Dumnezeu spune în versetul 2 din capitolul 9, să apuce frica și groaza de voi, sau groaza și frica de voi, pe orice dobitoc care este pe fața pământului. Observați tensiunea care se creează, vrăjmășia care se creează între om și dobitoace. După care Dumnezeu spune, voi cere înapoi sângele vieților voastre, îl voi cere înapoi de la orice dobitoc. Moartea vine și prin fiarele pământului de-a lungul întregii istorii. Primele 5 peceți, în urma necinstirii lui Dumnezeu și a nelegiuirii omului, Domnul Dumnezeu a rostit peste pământ cuvânt de blestem, acolo în zorile istoriei. Acest cuvânt de blestem a pus în mișcare procese care guvernează întreaga existență umană, întreaga istorie. Vrășmășie între sămânța femeii și sămânța șarpelui, sabie, ucidere, foamete, moarte, toate acestea, molime, toate acestea sunt o realitate în existența umană de la începutul istoriei până în ziua de astăzi. Până în ziua de astăzi. Așa au trecut, dragii mei, mii de ani în istorie. Caii acestea nu s-au oprit din alergare, aducând pe pământ blestemul pe care tronul lui Dumnezeu l-a rostit. Când a rupt mielul pecetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut toate ca sângele. Stelele au căzut din cer pe pământ cu un cap cuncat, smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii, toți oamenii slobozi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Când se rupe pe cetea șasea, universul se umple de semnele venirii lui Hristos, a pedepsei finale a lui Dumnezeu. Și scripturile Vechiului Testament numesc ziua aceasta ziua cea mare a Domnului sau ziua cea mare a mâniei Lui. Dați-mi voie să mă întorc la una din aceste texte, sunt multe în Vechiul Testament, în Ioel capitolul 2. Sunați din trâmbiță în Sion, strigați în gura mare pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci vine ziua Domnului, este aproape. Voi face să se vadă semne în cer și pe pământ, sânge, foc și stâlp de fum. Soarele se va preface în întuneric, lumina în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Uitați-vă cum vine ziua Domnului. La ce vă așteptați? La revărsarea mâniei lui Dumnezeu peste necinstirea și nelegiuirea oamenilor. Ce-i foarte interesant,
Zice, vine ziua cea mare a mâniei Domnului. Și versetul următor, versetul 32, spune, atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Dumnezeu, și între cei rămași pe care îi va chema Domnul. Sunt tot în Ioel, în mijlocul semnelor escatologice. Acest tipar este luat de autorul Apocalipsei și așezat în capitolele 6 și 7. Cuvintele din Ioel, dacă țineți minte, au fost citate de Petru în predica lui la Rusalii. Fraților, ce să facem? Au strigat oamenii aceia. Petru a zis, ascundeți-vă în peșteri. Nu, a zis, pocăiți-vă. Dumnezeu este dispus să mântuiască. Capitolul 6, ultima pecete, ne aduce până în ziua mâniei lui Dumnezeu. Ne-am așteptat împreună cu împărații pământului să vedem mânia mielului căzând peste noi. Când acolo imaginea în capitolul 7 se mută și lasă loc, aici este paranteza între pecetea 6 și 7, lasă loc pecetluirii celor care vor să se lase pecetluiți. Capitolul 6 anunță pedeapsă, capitolul 7 aduce totuși mântuire. Recitesc încă o dată sfârșitul capitolului 6 și începutul capitolului 7. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați, cei puternici, toți robii, toți oamenii slobozi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Ce ciudat! În loc să se împlinească așteptarea lor, textul continuă. După aceea, am văzut patru îngeri care stăteau în picioare la cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt nici pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am auzit un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vateme pământul și marea, zicând, nu vă temați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiți. 144.000 din semințiile lui Israel. Iar apoi în versetul 9, o gloată mare pe care nu putea să numere nimeni din orice neam, din orice seminție, din orice noroc și de orice limbă, care stăteau în picioare. Cine poate sta în picioare? Cei care poartă pe frunte pecetea Dumnezeului celui viu. Ei stăteau în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii care stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii, s-au aruncat cu fețele la pământ înaintea scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis, amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Ce-i capitolul 7? Dragii mei, capitolul 7 este o succintă panoramă asupra întregii istorii a bisericii. Hristos a murit, în camera de sus erau 120 de oameni, el se arătase la peste 500 de oameni. Așa a început biserica. Dar apoi Hristos i-a trimis pe ucenicii săi mai întâi la oile pierdute ale casei lui Israel și a început pecetluirea între cele 12 seminții ale lui Israel. Un număr finit, un număr numărabil, într-un fel, 144.000. Dar pe urmă Israel l-a respins pe Dumnezeu ca națiune
Și Dumnezeu și-a trimis robii la răscrucea drumurilor să adune oameni din orice neam, din orice seminție. Și imaginea se deschide, ne duce până la sfârșitul istoriei și vedem înaintea scaunului de domnie toată mulțimea celor care a fost răscumpărate de-a lungul istoriei. Nu uitați, calul alb a pornit biruitor, o biruință câștigată în veșnicii când a dezbrăcat slava lui și a îmbrăcat o haină de rob, o haină de om, o haină de miel. Și apoi, la împlinirea vremii, prin troiesle, a venit pe scena istoriei și a pornit lucrarea prin apele botezului și a pornit biruitor să biruiască. Și biruința lui este acolo, în versetul 9. Pecetluirea s-a făcut și s-a făcut în două etape. De ce? Ascultați ce spune Pavel. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Nu se are în vedere fața omului. Dar textul spune mai întâi a iudeilor, apoi a grecilor. Așa se desfășoară planul lui Dumnezeu. Versetul 13 din capitolul 7. Unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, nu uitați, mulțimea aceea pe care nu o putea număra nimeni și care îi cuprindea și pe evrei, pe cei 144.000, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu vă sună în urechi Apocalipsa 21, cortul lui Dumnezeu cu oamenii? Nu le va mai fi nici foame, nici sete, nu îi va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arșiță. Căci mielul care este în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele apelor vieții. Cui este sete să vină să bea din apa vieții, fără plată. Așa se încheie Apocalipsa. Și Dumnezeu le va șterge orice lacrimă din ochi. Cred că a fost un maraton. Opriți-vă o clipă și uitați-vă la imaginea din fața voastră. Nu sunt artist, nu știam cum să desenez lucrurile, dar pentru mine, inginerește, încerc să le fac pe înțeles. Originea peceților este în Genesa capitolul 3 și pecețile nu vin una după alta, deși se rup una după alta, ci fiecare rupere de pecete lansează în istorie câte o realitate. Și realitatea aceasta, ca niște cai, continuă să galopeze prin toată istoria, stârnind colbul pe urma lor, cu alte cuvinte, amplificând lucrurile de la un an la altul, de la un secol la altul. Pecetea întâia este principiul biruinței lui Hristos. Îți va zdrobi capul, a pornit biruitor să biruiască. Pecetea a doua aduce sabie, pecetea a treia aduce foamete, pecetea a patra culege tot ce cei din fața lui fac, moartea și locuința morților. Pecetea a cincea este legată de sabia peceții a doua și primul care cade sub tăișul ei este Abel. Și pe urmă, o mulțime de alții îi se adaugă lui Abel și Ioan îi vede sub altar în așteptarea momentului în care Dumnezeu va răzbuna sângele lor. Pecetea șasea cade, dragii mei, ca și judecata lui Dumnezeu și aduce sfârșitul istoriei. Mânia mielului, mânia celui ce șade pe scaunul de domnie. La pecetea șasea suntem deja la cruce. Practic, când Dumnezeu a coborât pe pământ, El era obligat să aducă două lucruri. Mântuire pentru cei care o merită și pedeapsă pentru cei răzvrătiți. Ce-i foarte interesant, că deși împărații pământului se îngrozesc la vederea mâniei mielului, în loc ca mânia aceasta să cadă peste ei, mielul își toarnă în cap mânia.
În Ezechiel, capitolul 10, este o imagine interesantă. Mai întâi sunt chemați la altar, fiecare cu instrumentul lui de nimicire, 6 oameni. Și apoi este chemat un om în haine albe, ca și cel din Apocalipsa, și se dă o pecete. Și omul în haine albe merge înaintea celor care nimicesc să însemneze fruntea celor care nu și-au plecat genunchii înaintea dumnezeilor străini. Și apoi omul în haina de in este chemat și heruvimii, respectiv făpturile vii, iau din mijlocul tronului focul lui Dumnezeu și îl pune în mâna acestui om și îi spune, aruncă-l peste cetate. Omul iese cu focul în mână și din toată se rupe filmul. Și imaginea se mută pe tronul lui Dumnezeu, exact ca în Apocalipsă. Pentru că omul în haina de in a luat focul și l-a turnat în cap. Hristos a luat toată pedeapsa lui Dumnezeu asupra lui. Și Scriptura spune, Dumnezeu însuși era în Hristos, murea în Hristos, iertați-mi cuvântul, împăcând lumea cu sine și neținându-le în seamă fără de legile lor. Din pricina lucrării lui Hristos în istorie s-a deschis paranteza Harului. S-a deschis vremea pecetluirii în care trăim și noi astăzi. Dar să știți că pecetluirea nu vine împotriva voii tale sau voii mele. Pecetluirea vine cu deschiderea ta, cu deschiderea mea. Ca oamenii să accepte această pecete a lui Dumnezeu, este nevoie de mărturie a vieții tale și a cuvintelor tale. Și de aceea Dumnezeu ne cheamă să fim lumini și sare acolo unde am fost așezați. Trăim în vremea și poate că sunt ultimele zile, Dumnezeu știe, totul se precipită. Vremea în care Dumnezeu mai mântuiește ce poate, dacă tu te pui în mâna Lui, ca instrument al Lui, pentru mântuirea altora. Din perspectiva noastră, ruperea primelor 6 peceți ne-a adus din Genesa până în ziua cea mare a mâniei lui Dumnezeu. Îngroziți locuitorii pământului au strigat, a venit ziua cea mare a mâniei lui, cine poate sta în picioare? Ce va fi acum? Ascultați-l pe Pavel. Dar acum? Acum când ar fi trebuit să fim pedepsiți, s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Atenție, codul Apocalipsei nu e în tot felul de scrieri științifico-fantastice care umplu piața în zilele astea. Intrați pe Google, scrieți asteroid și dați video. Și 3 zile în șir vă puteți uita la tot felul de ficțiuni legate de sfârșitul lumii. 3 zile în șir. Foarte frumos făcute unele dintre ele. Nu. Ca să afli adevărul, trebuie să-l verifici. Codul Apocalipsei este în Vechiul Testament. În Vechiul Testament. Dați-mi voie să iau cartea pivotară a Vechiului Testament, Exodul. Să vedeți tiparul din Apocalipsa. Își are rădăcinile acolo, nu doar în Genesa, în Exod și în proroci. Răscumpărare, lege și cord. Dumnezeu a spus, plata păcatului este moartea. Cu alte cuvinte, necinstirea și nelegiuirea sunt pedepsite. Știți ce se întâmplă? Ai călcat legea lui Dumnezeu, ar trebui să mori. De ce a dat Dumnezeu cortul întâlnirii? Capitolul 7, perioada de har, posibilitatea pocăinței, a iertării. Asta este mărturia legii. Dumnezeu ne dă acum o neprihănire, fără lege, o neprihănire prin harul Lui, care să ne ajute să păzim legea, să umblăm în ascultare de El. Cheia cărții Apocalipsa, versetul 12 din capitolul 12, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus Hristos. Uitați-vă la mărturia prorocilor. Nelegiuirea cere pedeapsă. Prorocul vine pe scenă când nelegiuirea este dovedită și anunță pedeapsa prin vaietele profetice. Și foarte ciudat este că fără nicio rațiune apare mântuirea și lumina și nădejdea. Este paradoxul profetic. De ce? Din pricina celui care a luat asupra sa nelegiuirea noastră a tuturor. Când și-a început lucrarea, imediat după ce a ieșit din apele botezului, s-a dus în Nazaret Domnul Iisus. A luat cartea, surul cărții, era tocmai surul cărții Isaia,
și a început să citească. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să temăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război izbăvirea sau slobozirea și orbilor căpătarea vederii, ca să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. A închis cartea, a dat înapoi slujitorului și s-a așezat jos. Și toți ochii au rămas pironiți pe el. Și aproape că l-au întrebat din vederi, dar de ce n-ai citit până la capăt textul? Știți ce urmează după anul de îndurare? Și o zi de răzbunare. Domnul Iisus Hristos a înțeles întrebarea din vederile lor. Atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Cu alte cuvinte, eu am venit să vestesc anul de îndurare, pentru că ziua de răzbunare am luat-o asupra mea. Cineva stă în picioare? Cel care și-a spălat hainele și le-a albit în sângele mielului. Dragii mei, ce va fi cu asteroizii, cu chipurile și cu multe alte lucruri, coduri de bară și pașapoarte biometrice? Nu știu. Ceea ce știu este că tu poți fi sau între cei ce stau în picioare în ziua aceea, sau între cei care vor zice munților, ascunde-ți-ne de mânia celui ce șade pe scaunul domnie. Vremea Harului este o vreme a alegerii. Este o vreme a conlucrării cu Dumnezeu. O vreme, dragii mei, a strânge în hambarele cerului cât mai multe suflete. Mulțumesc Dumnezeu pentru Ionel și pentru interesul lui pentru evangelizare și facă Domnul ca fiecare scaun să se umple cu cei pe care aduci tu și aduc eu între noi. Amin. Haideți să încheiem cu ultima cântare.